Da, ca la noi, la nimeni, mai avem și vești bune. O să primim cu 7500 de pachete în plus la ajutoarele de la Uniunea Europeană. Nu știu, sunt niște nesincronizări la nivel de minister. De acolo noi primim toate aceste înștiințări cu produsele care, sigur, prefectura supraveghează, dar deciziile se iau la nivel de guvern, la nivel de secretariat de stat. Deci am primit până la ora actuală 12.648 de pachete și ni s-a dus la cunoștință că vom primi până la sfârșitul acestei luni 21.700 de pachete. 12.648 de pachete erau suficiente pentru numărul de persoane pe care le estimăm noi și cei de pe lista suplimentară. Deci noi avem 6.324. În măsura în care vin 21.700 de pachete, vor fi 10.850 beneficiari. Luăm o rezervă și pentru listă suplimentară. În concluzie, vom avea 7.500 de pachete în plus, echivalentul pentru 3.722 de beneficiari. Chiar dacă se dovedește că pachetele primite până acum sunt mai mult decât suficiente, pentru că nu au fost ridicate nici de cei care au dreptul, Suceava va primi altele în plus, pentru încă aproximativ 3.700 de beneficiari. Am făcut înștiințare la minister că avem prea mult, a spus că așa s-au făcut anexele, o să așteaptă să dea niște reglementări de guvern în care vom mai putea beneficia, înțeleg, și alte categorii de persoane de aceste produse. Până la alta, așa e la noi, sunt mulți care vor să ia aceste produse, noi nu putem ajuta pentru că nu sunt în listă. Vom avea aceste produse suplimentare și avem deja în depozit mai mult. Până în prezent s-au prezentat din cei 6.324, 5.100 de beneficiari. Din păcate, nu prea mai sunt beneficiari. Știți că noi am făcut o listă de 400 de persoane pe zi, acum cam 100 de persoane pe zi mai ridică aceste produse. Și avem această rezervă care ne dă bătăi de cap. Trebuie să o depozităm, să-i asigurăm protecția acolo, plătim chirii în spațiile în care este ea depozitată, dar vom face în continuare corespondență cu guvernul și vom vedea ce se întâmplă. Până una alta, ni s-a spus să așteptăm puțin că vor fi niște acte normative și așa s-a dat peste tot în țară la primăriile reședinței municipiu mai multe pachete pentru a se redistribui după nevoie și în alte localități din județul respectiv. Deci avem pachete, slavă Domnului, nu avem baza legală pe de-o parte cu ei să o dăm, iar pe de altă parte fac apel la cei care sunt în listă, știu că sunt în listă, să vină să-și ridice aceste produse. Din beneficiarii care au dreptul la pachetele cu alimente de la Uniunea Europeană, aproximativ 1200 nu și le-au ridicat nici până acum. Cât despre noul lot de produse, încă nu sunt cunoscute criteriile în baza cărora vor fi distribuite.